Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Maps from Subs. Ok, fraților, și mapa de azi se numește Nunta lui Gigel și a fost făcută de Alin 11. Deci, da, bă, fraților, a venit și momentul ăsta. Chestia e că Gigel se însoară. Se însoară cu... Da, cred că ați ghicit, bă. Se însoară cu Alina Plugaru. Deci, mi-a furat femeia, pe dracu. Oricum nu-mi pasă că-i spartă și când zic. Deci, da, bă, fraților, haideți să strângem cât mai multe like-uri. Și bineînțeles, dacă vrea Gigel să vă zică ceva înainte de nuntă, hai să-l aducem cu aia. Bă, Gigel, vină-mă puțin, hai că filmez episodul ăla, știi, cu nunta. Vină cu aia, haide. Hai, vină puțin. Hai să-l las pe Gigel să vorbească cu voi, ia. Ia, vină, bă. Ia, bă, zi, inviști tu pe ăștia la nuntă, bă, prietenaș? Da, da, invit. Salutare tuturor, sunt Gigel, ce mai ziceți, bă? E chestia că o pun de nuntă, fac nuntă cu Alina Plugaru. Și dacă vrei și voi să veniți la nuntă, să fiți invitați, dați like și share. Dacă dați like și share, o să vă invit pe toți așa frumos, așa îmi place. Gata, Gigel, pleacă, dar ce gata, gata. Ok, fraților, deci Gigel vă invită la nuntă doar dacă dați like și share. Haideți să strângem pentru acest episod 150 de like, eu zic că se poate. Mai ales pentru acest episod minunat, bă, Gigel se însoară, bă. Deci dați bă acolo like și share pe Google Plus și pe toate astea. Nu mă, și vă că arată foarte, foarte bine. Chiar îmi place să ne așa ceva nou, nu știu. Așa ceva mai diferit, mai șmecă, uite, pistoane pe acolo, chestii, design. O curioasă chestii interesante, hai să vedem. Uite poveste aici, mă. Bada bim, bada bum. Stai că eu am văzut că avem game mode 1, deci o să ne dăm game mode 0. Aia, deci nu pot să fac chestia asta, trebuie să-l dăm aici. Ok. Așa, game mode 0 și haide să vedem povestea interesantă. Mamă, ce tare așa cu buton, vezi? Dropează, cred că a pus acolo în spate un... Acum se numește chestia, mă? Dropper? Nu dropper. Sau poate dropper? Ha, habar n-am. Chestia cu pistoane, prostii de alea. Nu mă pricep, deci nu știu. Ok. Tu ești cel mai bun prieten al lui Gigel. Voi v-ați ajutat la rele și la bune. De fapt era la bune și la rele. Da, aceeași chestie. Dar a venit timpul să se însoare. Tu cum ai promis te vei duce la nunta lui. Dar tu te-ai trezit la ora 12. Și ai întârziat o oră, dar mai e timp încă. Nu-l fă să aștepte, ok. De la pagina 50. Bă, frate, cred că mă trolează unul de la pagina 50, este clasic. Tipic și clasic și chestii. Hai să vedem. Bă, am zis că te așteaptă. Hai 1.2, 1.2 sau... Hai 1.2, 1.2 sau ceva. Bă, n-am înțeles-o pe asta. 1, 2, 1, 2. Habar n-am. Reguli. Aceeași chestie, mă, dropează cartea. Bun, mă. Ok, hai să vedem. Nu folosi game mode 1, dă-ți comenzile alea și toate prostile, dar game mode 0, mob briefing fall și toate prostile. Distrează-te. O să încerc să mă distrez. Regula pentru abonați, dați like. Da, fraților, haideți să strângem pentru acest episod 150 de like-uri. Haide-te că mănâncă tortul fără tine. Gigel, așa faci, bă, mănânci tortul fără mine. Bă, gata, mă grăbesc, hai să mă duc să mănânc tort. Deci cred că trebuie să alegem un kit. Tricoi de invitat special, Adidas Nike, pantalon cu curul lăsat, că cele invitat special, cred că e aceeași chestia. A, nu mă, flaneaua cavalerului, ok, cavaler chestii. Bă, nu știu, cred că o să le iau pe ăsta verde, că arată și mai interesant. Deci o să le iau mă și eu, de păcat că n-am sabie pe aici sau ceva. A, uite info. Hai să vedem info. Eu sunt Alin și această mapă a fost făcută special pentru tine. Canalul meu de YouTube este Alin 11, de la pagina 50. Iar chestia cu pagina 50, mă, probabil o să aveți canalul în descrierea videoclipului. Bineînțeles că o să-l pun acolo doar dacă postează pe el. Dacă nu postează, nu o să-l pun. A, succes, ok, dar ce trebuie de la pagina 50? Ok, reguli. Proba 1 și... Ok, hai să dăm comenzile alea. Game rule, keep inventory true, spawn point și... Mob, nu, era așa. Game rule, mob griefing. Bă. Ok. Game rule, mob griefing fals. Și proba 1, haide să vedem. Trebuie să ajungem la Gigel. Par în cur invizibil, spawn point. Deci par în cur. Ah, blocuri invizibile, mă. Parcur, trebuie să sar sau? Bă, ăsta e labirint invizibil, nu e par în cur, parcur. Cred că a greșit el sau ceva. Lua de ușor. Sau poate că nu ușor? What? Bă, e complicat asta. Și că par în cur, parcur, dar nu e parcur, văd că e labirint invizibil, încât te observ eu pe aici, încât te mă pricep eu.
L-am făcut, nivelul 2. Ușor așa, da, a fost ușor. M-a trolat acolo puțin, a fost așa într-o parte, dar nu e bai. Nivelul 2. Uite, probă hard. Spawn boy, cred că e un the dropper. Da, e the dropper aici sus. Nu! Bă, frate, serios? Da, cred că e în partea aia. Așa faci, man. Mă, să fie apă pe acolo, dar nu cred. Chiar nu dau seama cât există asta, cred că e apă. Dar ce dracu mi-a pus până acolo, că nici măcar ajung până acolo, e. Ok, se spune, poate e complicat sau? Băi, cumva lună? Sincer, nu prea îmi dau seama cu textura asta, că e așa prea albastră și că e apă de sus. What? Nu e, bă, nu e apă. What the fuck e? Bă, e lună, mă. Stai, bă, că ăsta e proba cu labirintul invizibil. Da, da, am căzut acolo sus. Și unde căcat e? What? Bă, se bloc invizibil. Așa că uite aici probă hard. Nu spune că e parkour de la invizibil și prostie. Bă, da, bă, da, bă, da. Ha. Bă, ești nebun, bă, e complicat. Bă, dar ce nu mi-ai spus? Trebuie să crești acolo. Parkour, invizibil, prostie, na. A, și acolo scrie parkour invizibil, mă. Deci ăsta era, de fapt, cred că a greșit el, să știu. Nu știu care a fost treaba. Am că a fost ușor, mă. Întrebări, spawn point. Nivelul 3, întrebări. De câți ani ești prieten cu Gigel? De puțin, de mult. Bă, de mult, frate. Deși nu e prieten, mă, dar în fine. Ți-a plăcut mapa până acum? Bă, da, mi-a plăcut. Cine a făcut mapa? Alin 11, Alin... Alinuț, Alin. Bă, Alin 11. Ok, spawn point. O, de la cu slime. Aș, cred că trebuie să ajung acolo. Bă, e tare chestia asta cu slime-ul. Bă, e bine? Uite că am în blocul. Dar stai și că nu înțeleg. Hai să dăm kill, cred că am greșit eu. Și bun. Mă, stai că tot nu înțeleg. Ai, trebuie să ajung aici, mă, da. A, uite-mă așa. A fost ușor, mă. Bine, chestia că mi-a dat prea mult geam de la șansere prea sus. Ok, spawn point. O ține de viteză, TNT run, ok. Bă, dar chiar îmi place textura asta, chiar arată foarte, foarte bine. Și o de să vedem TNT run-ul. A, uite și loc de la de campat. Hai că am făcut-o. Easy peasy lemon squeezy. Ok, bun, nivelul 6. Știi ce-i de făcut? Fă un topor. A, păi un mini survival. Deci trebuie să facem un topor. Poate un târnăcop, nu topor. A, și uite, cred că asta e mina. Aha. Deci trebuie să luăm ceva lemn. Și până luăm acest lemn, vreau să vă zic că o să fac un tutorial despre Maps from Subs. Bineînțeles, după ce termin săptămâna asta Maps from Subs. Adică o să fac un tutorial, o să mă învăț cum să-mi trimiteți mie o mapă. Pentru că am văzut că tot nu pricepe sau tot nu știți să uploadați un fișier pe media afară sau alte prostii. Deci am făcut eu crafting cable că aveam. Ok. Stai așa. Bun. Deci o să vă învăț cum să-mi trimiteți mie o mapă. Doar că nu știu când o să-l fac. Nu, dar tot am prea timp, trebuie să stau să... De fapt, bine că nu e atât de greu, cred că îl fac în 15 minute. Dar eu sunt prea leneș și tocmai din această cauză. Mai des să luăm... Asta, mă, că am și cuptor, mă. A, pe le-am pe toate, frate. Haideți să luăm niște cărbune și... Ok, cam atât. Două bucăți de cărbune. Merem aici sus. Punem bucățile cărbune. Haideți să facem și un târnăcop mai bun. Uite, și mai facem niște bețe. Mai bun, niște bețe. Bă, și vreau să vă zic o mică chestie, cred că vă interesează pe voi. Dar oficial sunt Master Guardian pe CSGO. Deci, bă, fraților, am rankat și aseară. What the f... Bă, frate, glumești, man? Man, glumești, man? Și unde dracu sunt acum? Ia chiar, pot să mai fac acum? Mamă, cred că e super mega fucking hard. A, deci n-am mai văzut să-l fac. N-am văzut să prind speed acolo. Oh my fucking god, ok. Unde e modul 1? Haide să... Mă, dacă design are mapă, v-am văzut, lol, chiar interesantă. Ok. Mă mai teleportează sau ce? Ok, mă, bun. Game mode 0. Spawn point. Deci, oficial, sunt Master Guardian, bă, fraților. Am început să joc destul de bine. Mi se că vreau să fac ceva.
Asta așa. A, uite, mă spun asta. Și să luăm tofierul. Deci am început joc foarte, foarte bine. Nu vreau acum să mă laud. Deși asta fac, dar vorba vine. Am început să-i car pe ea pe acolo, să fac anumite chestii. Sunt bun rău, frate. Bă, și chestii că joc ce se cam de... cât? Două luni ceva. Vă dați seama. Joc CSGO de 2 luni și deja sunt Master Guardian. Dar trebuie să filmez acum un episod CSGO. Nu știu, când filmez joc foarte prost, pentru că trebuie să mă concentrez și la comentariu, să vorbesc acolo și să nu stau așa că mutul. Dar de obicei când joci CSGO trebuie să stai, adică să nu vorbești, să te concentrezi foarte mult. Așa, când stai să vorbești pe acolo, să comentezi și alte prostii, vă dați seama că n-ai cum să joci atât de bine. Am spart că mi-a pus mai multe bucăți. Ok, bun. Hai că l-am făcut foarte repede. Le facem așa în copul cu valoare. Și haide să spargem obsidianul. Mă, și ce vreau să vă mai zic. Cam atât, cred. Chestia cu tutorialul. Chestia cu CSGO. Hai să apsăm aici. Să nu mai stăm să spargem atâta timp. Ok, construiește casa. Ai model. Ah, ok, modelul ăla, cred. Nivelul 7. Materiale. Apasă pe buton după ce ai terminat. Ia banii astea, ia banii ăștia pentru cadoul de nuntă. Bani? Bani, power 5. Bă, dar ce fain arată cu... Un diamant face un leu, ok. Face un leu, un diamant, uite. Aici că materiale pe casă pe model. Cred că aici în dreapta. Ok. 2 și... mi-a pus materiale, mă. Haideți să vedem, e foarte ușoară. Bă, dar sper că am loc, este așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bă, se pare că n-am loc. Adică, bine, am loc, dar cred că o fac lipită. Trebuia să am măcar un loc spațiu acolo. Dacă încep de aici, n-am loc să fac. Așa că să facem, na. 2, 3, ok. Aici la fel de 3. 2, hai să fie, ok, dar... Hai să fie așa, pana mea. Nu cred că am pus el bine. Oricum nu prea contează. Sau contează pentru design? Ha? Habar n-am. Acum haideți să facem aceste... Bă, dar de unde? Eu n-am geamuri, asta e toată chestia. Ok, am făcut chestia asta. Acum punem așa peste tot. Pac, 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 pac. Aici vin două bucăți de lemn. Bă, fraților, bă, ia se bașă, că este ultimul episod. Deci ăsta este ultimul episod în... Săptămâna cu Maps from Subs, acum mi-am dat seama, nici mă știam. Uitați-vă. Deci ăsta este ultimul fucking episod. Bă, fraților, nu știu, sper că v-a plăcut această săptămână Maps from Subs. Au fost niște mape chiar interesante. Hai să punem și aici, mă, tot așa, cred că de cât era, 5? Da, de 4, de 4. Ok, nu stăm acum să pune fiecare lemn sau știu. Deși așa ar fi fost frumos. No problem, my friends, că la Drani s-a luat suciu. La fel de pașa. Bă, stai așa că trebuie să punem și geamuri. Ok, acolo câte două. Aici vine... Uite ceva genul ăsta. N-am că trebuie să fac lipită, doar că n-am loc. Bă, cam asta e casa, mă. Gata, mă. Asta e casa. Bine, trebuie aici să pun... uite, în partea asta. Hai să spart din ăsta să-l punem, uite. Și asta facem după design, a? Dacă trebuie, trebuie, știi cum zic? Haideți să-l punem, uite. Hai, bă, serios. Ok. Bum. Mă, cam asta e casă, dar n-am geamuri să fac. O să fie o casă fără geamuri, ce? Stai mă că trebuie să punem și pe jos, mă, cum am văzut. Trebuie să punem chestia asta așa pe jos. Se arată așa mai interesant, mai șmecher. Așa cu valoare. Cu toate că e o casă foarte simplă de lemn. Da, na, trebuie să facem casa după model, nu? Și trebuie să ajungem la nunta lui Gigel. Să vedem acolo chestii interesante, nu așa? Ok, fraților, deci haideți să vedem. Mă, cam asta e casa. Hai să apăsăm butonul, cred că am făcut tot bine. Asta e casa fără geamuri, deci no problem. Dar n-am geamuri, n-am unul de sfaros de geamuri. O fi pe aici, pe cuptor sau ceva. Bă, nu sunt. Nu. Pana mea, astea sunt. După ce ai terminat. Oh. Skin-uri? Lol, ok, hai să vedem. Stai și eu nu înțeleg. 65 de lei, 17 lei, colier 7 lei, brățară 155 de lei, valoare,
32 de lei, 43 de lei. Ia zi, băusule. Cum adică? 5... Păi ăsta pune prețuri așa random? Ah, ok, mă, tu. Aș dori să cumpăr ceva pentru nunta lui Gigel. El, oho, Gigel, e prietenul meu. Bine, dar pune bani în cutie, Funky 25. Ah, deci trebuie să luăm un cadou, mă. Păi avem, mă, ia așa. Avem 64 de lei, că el lasă un diamant egal un leu sau 10 lei. Bă, nu mai știu sigur, parcă un leu. Avem 64 de lei, cred. Sau 65. Sau... De fapt, 64 avem. Dă-l drecu, pe Gigel, hai să luăm... Cu toate că aș lua valoarea. Stai să luăm valoarea, frate. Gigel valoros, o punem așa aici. Luăm valoarea aia. Și acum, ieșim pe ușă. Hai că am cumpărat cadou pentru nuntă, niște valoare. Un lingou d'aur. Dar chiar cum ar fi să primești cadou de nuntă sau ceva? Un lingou d'aur. Hai de dicul meu. Lingou de aur, lingou de haur. A, după ce ai cumpărat, așa, mă. Bă, dar le-ai pus și tu acolo, nici n-am văzut. Două, este așa, două skin-uri, sfârșit. A, cred că Gigel, mă, și cu prietena lui, cu Alina Plugar, deși nu prea seamănă că e blondă. Sau parcă era blondă, habar n-am. Era blondă în, filmele alea, știți voi. Ok, cam atât a fost... Și cu această mapă, sper că ți-a plăcut, spune acum vrei mape de la mine. Eu am fost Alin Pabos. Pabos, bă frate, chiar mi-a plăcut. O, uite tortul, mă. Hai să mâncăm tort, mă rup așa un tort, mă nebun. Geronimo, rupi tata, mănâncă tortul. Mănâncă așa cu două mâini ca o spart. Bă frate, mai vreau mape de la tine, dar trebuie să te ocup de detalii și să testezi mapa înainte. Hai să dăm game mode, să dăm game mode 3. Așa mi-a spus cineva să dau game mode 3. Imediat după ce termin mapa, să vedem și în anumite chestii pe acolo. Uite-o pe Alina Plugaru, mă, cu păr negru, deși ea are, e blondă, din câte știu eu. A, uite și ea de mireasă, mă. Stai așa, nu, game-ul de 1. A, rochea de mireasă. Bă, frate, tu ai făcut-o cât de cât ok, doar că ai uitat un mic detaliu. Ea e Alina Plugaru, în caz că nu știe, și are ceva aici în spate. Ok, uite aici în spate. Hai să spargem chestia asta. Uite aici în spate. Mai pe la fund pe aici, uite pe aici. Ea are Dita mai gaura. Dita mai gaura pentru că e Alina Plugaru și place sexul anal. Hai, bună glumă, hai, dați like pentru chestia asta. Dați-vă like. Bun. Deci, bă, fraților, cam atât și cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Ăsta este ultimul episod din seria noastră de Maps from Subs. Așa că haideți să strângem cât mai multe like-uri. Și bineînțeles, nu uitați de un share pe Google Plus sau pe Facebook sau unde vrea dicul vostru. Bă, sper că v-a plăcut. Eu sunt Chela Dran. Pe data viitoare, bă, hai, salut!